Sfântul Teodat, Arhiepiscopul Bulgariei, Tâlcuirea Sfintei Evangheliei după Ioan, capitolul 8, de la versetele 31 la 42. Acestea grăind el, mulți au crezut în trânsul. De zicea Iisus către idei cei ce crezuselor lui, de veți petrece voi în cuvântul meu, Adevărat ucenici ai mei sunteți și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va slobozi pe voi. Ceea ce am zis, că prin graiurile cele mai smerite mai mult veneau ascultătorii, acestea și evanghelistul însemnează, că zice, acestea grăind el, mulți au crezut. Acestea, adică cele smerite graiuri și nevrednice, acum după mărirea legii. Pentru aceasta, pretutindenea, când l-auzi pe el mici oarecare și smerite pentru sine grăind, nu te tulbura, deci pentru ascultători grăiește acestea, fiindcă nu putea ceva mai înalt să înțeleagă, ci îndată se sălbăticeau. Și cum nu ar fi pătimit ei ace aceasta, neputând să ajungă la dâncuri bine binecuvântate, când și de creștinii care au cunoscut puterea Lui și prin trânsul s-a mântuit, slavei Lui neajunse s-au făcut. Era o zi că mulți au crezut, așa să înțelegi pe aceștia că au crezut simplu și cum s-a întâmplat, nu precum se cuvenea, ci ca și cum le-a plăcut și s au odihnit pentru smerenia cuvintelor. Iar cum că nu era acest fel de credincioși, adică adevărați, arătat este. creia că zice către idei ce ce crezuseră, de veți petrece voi într un cuvântul mei, meu. Cine dă să înțelegem că au crezut ei însă pe deasupra și pentru aceasta nici nu petreceau în credință? Și văzându-i pe ei că acest fel erau, arată cum că știe inimile lor și este Dumnezeu. Și fiindcă s-au dus și oarecare de la dânsul, care mai înainte se părea a fi ucenicii ai lui, pentru aceasta către cei ce acum au crezut, zice, că aceea se duseser. Iar dacă voi veți petrece într cuvântul meu și într-o credință, veți cunoaște adevărul, adică pe mine, că eu sunt adevărul. Pentru că acum nu cunoașteți adevărul, că nu sunt adevăr, ci închipuire și umbră toate ale legii, pe care vă, vi se pare că o Dar de mă veți cunoaște pe mine care sunt adevărul, adevărul vă va slobozi pe voi, adică eu, de păcate cu adevărat. Căci cel ce crede întru cel ce ridică păcatul lumii, cu adevărat s-a izbăvit de păcate. Deci precum celor ce n-au crezut le-a zis că în păcatele voastre veți muri, așa celor ce petrec în credință, ne făgăduiește slobozirea de păcate. Că jertfele legii și stropirile nu izbăveau de păcate, precum că închipuiri erau. Iar jertfa aceasta, care este duhovnicească și adevărată, prin credință și cunoștință ne slobozește pe noi, care nu mai suntem robi, ci fii ne facem a lui Dumnezeu. Răspuns au și au zis lui, sămânță a lui Avram suntem și nimănui n-am fost robi niciodată. Cum zici tu, sloboz slobos veți fi? Răspunsă lor Iisus, amin, amin, grăiesc vă că tot ceea ce face păcatul, rob este păcatului, iar robul nu rămâne în casă în veci, fiul rămâne în veci. Deci dacă vă slobozi pe voi fiul, cu adevărat slobos veți fi. Iar și la cinstea lor cea neslăvită uitându-se, se, se sărbăticesc zicând, sămânță al lui Avram suntem. Măcar că trebuia de alta să se ei, să se cuvenea să se mâhnească. Că le-a zis lor, adevărul veți cunoaște. Deci ce trebuiau să zică? Și ce? Au, dat de, au doar adevărul, acum nu-l știm, și minciună sunt toate ale legii și cunoștința noastră, dar de nimic de acestea lor nu le era grijă, ci de lucruri lumești se mâhnesc, socotind ei că eu cărăște cu acest fel că sunt robi și de neam simplu. Sămânța lui Avram suntem. Nicăirea de isprăvile lor nu pomenesc, ci la părinții argă. Pentru aceasta și Ioan zice către dânsii, nu începeți a zice, Tată, avem pe Avram, măcar că arătat mințeau, zicând că n-am fost rob nimănui, căci au fost rob de câte ori s-au luat în robie de egipteni și babilonieni și de, alți, și de mulți alții. Dar nu-i vădește Domnul pe dâns și că mint, pentru că nu se sârguia să arate pe dâns și robi oamenilor, ci păcatului, care și prea grea robie este din care numai Domnul poate să-i zbăvească. Ca ierta păcatele numai a lui Dumnezeu este. Pentru aceasta zice, tot ceea ce face păcatul, rob este păcatului. Deci și voi sunteți robi ca ceea ce sunteți păcătoși. Apoi, fiindcă cu putință era să zică ei că măcar deși unei robii ca acestea suntem supuși și robi, dar avem jerfe, avem preoți, care ne vor curăți pe noi de păcate, zice, că și aceia robi sunt, că toți au greșit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și pentru aceasta rob fiind și preoții voștri n-au puterea ierta altora păcatele. Care și însuși Pavel, mai luminat, zice, dator este preotul pentru sine să aducă jerfe pentru păcate, precum și pentru popor, de vreme ce și el este cuprins de neputință. Robul zice, nu rămâne în casă, adică nu are puterea dărui, fiindcă nu este stăpân al casei, iar fiul stăpân al casei este și rămâne în casă. Iar casă numește puterea, precum și în alt loc stăpânirea, așa o numește zicând, în casa părintelui meu multe lăcașuri sunt. Deci aceea, adică preoții voștri, rob fiind, n-au puterea ierta. Iar fiul, adică eu, rămânând în casă, în puterea, zic, și stăpânirea cea începătoare și stăpân al casei fiind, slobozenie vă dăruiesc vouă, că toate ale mele sunt și de o putere sunt eu și de o stăpânire cu Tatăl. Și de vă voi slobozi eu, atunci cu slobozenia cea adevărată vă veți cinsti. ce acum mincinoasă slobozenie vă lăudați, iar eu adevărul și cu însuși lucru de la mine veți fi slobozi. Știu că sămânță a lui Avram sunteți, dar mă căutați să mă omorâți, căci cuvântul meu nu încă pentru voi. Eu ceea ce am văzut de la tatăl meu grăiesc și voi ceea ce ați văzut de la tatăl vostru faceți. Voi zice, pe sine vă sămânță lui Avram vă faceți, dar și eu împreună cu voi mărturisesc aceasta, că rudenia ce atrupească către Sfântul la opoziție iar erodenia cea ducomnipcească lipsește de la voi. Acela era drept și iubitor de oameni și iubitor de străini, iar voi, ca pe cealaltă viața voastră să o trec, iar pe această arătată faptă, care acum faceți să o cer, ucigași sunteți și neiubitori de oameni, căci mă căutați să mă omorâți și vinovat morții ziceți că sunt. Cum dară sunteți fii ai celui Aceluia cu adevărat atât de departe fiind de chipurile părintești. Deci dacă cu rudenia vă trufiți, dator sunteți și fapte bune a aceluia să urmați. Apoi, ca să nu poată zice că și cu dreptate te căutăm să te omorâm, pune pricina. Că nu pentru altceva, zice, vă tulburați asupra mea, fără numai pentru cuvântul meu, pentru că cuvântul meu este mai înalt decât cugetul vostru și nu este încăput vouă. Măcar că pentru aceasta nu se cuvenea să mă omorâți, ci mai vârtos să mă rugați ca să vă învăț înălțimea dogmelor și să mă cinstiți și să mă aveți la evlavie. Apoi, ca să nu-i zică lui, căci deci cu cuvință te urâm pentru cuvântul tău, că nu ne grăiești nouă de la Dumnezeu, ci de la tine, și pentru aceasta nici nu poate să încapă într noi învățătura ta, zice că nu de la mine grăiesc, ci ceea ce am văzut de la Tatăl, acelea grăiesc, dar voi ceea ce ați văzut la Tatăl vostru faceți. Că eu, zice, dumnezeiești și cerești grăiesc și prin acestea arăt pe Tatăl meu, dar voi, prin cele ce faceți, pe Tatăl vostru îl închipuiți, pe diavolul cu adevărat. Iar când la auzi când, că ceea ce am văzut grăiesc, să nu s-o vedere trupească, ci cunoștință firească și adevărată și încredințată. Că precum ochii, cei ce văd bine ceea ce este cu adevărat, văd adevărat și nu se amăgesc, așa și eu cu adevărat acelea grăiesc, care am cunoscut de la Tatăl. Răspuns și au și i-au zis lui, Tatăl nostru este Avram zița lor Iisus. De a fi fii al lui Avram, lucrurile lui Avram ați fi făcut. Iar acum mă căutați să mă omorâți pe mine, om, care le am grăit adevărul vouă, care am auzit de la Dumnezeu. Aceasta Avram n-a făcut. Voi faceți lucrurile tatălui vostru. Zis-au drept aceia lui, noi din curvie nu suntem născuți, un tată avem pe Dumnezeu. Și cum ei, fără de frică, tatăl al lor zic pe Dumnezeu, iar asupra lui Hristos, când zicea tatăl său pe Dumnezeu, se mâniau, pentru că el zicea că tatăl al lui este firește, după fire. El, tatăl al, tatăl al lor, le scrie pe diavolul, că acelui asemenea îi vede pe ei din lucruri, iar ei, în sus și în jos, pe Avramul aduc. Iar adeseori pomenește Domnul de voința lor cea turbată spre ucidere și îi depărtează de rudenia dreptului ca lauda lor cea multă să o taie și să-i plece să nu aibă nădejdele într-o această deșartă semeția rudenii cei după trup și într-o asemănare a voinței. Și cu adevărat ca un doctor potolește umflarea sufletelor ce aveau din înălțarea cea pentru rudenia lui Avram, de care se opreau să vie la Hristos, socotind că le este din destul lor spre mântuire o ca aceasta. Deci nu sunteți fi al lui Avram, pentru că sunteți ucigași și mă căutați să mă omorâți. Apoi, ca să nu zică cineva cu dreptate te caută să te omoare, zice, omul care le nu sunt potrivnic lui Dumnezeu, nici slava mea caut, și cele ce am auzit de la Tatăl meu, acela grăiesc și adevărul propovăduiesc. Și care este adevărul acesta? Arătat este cum că este de cu Tatăl, iar nu slugă, ca unul din proroci, ci fiu, nimic al său deosebit făcând sau grăind, ci toate cele ale Tatălui. Pe pentru aceasta îl căuta pe el să-l omoare. Iar ei, iarăși, noi zic, din curvie, nu suntem născuți. Un tată avem pe Dumnezeu. Vezi îngânfare nebunească? Domnul și din rudenea lui Avram îi scoate pe ei, iar ei așa se mândresc, cât din mândrie și a lui Dumnezeu fi pe sine și se fac. Căci fiindcă au auzit că fiul cel întâi născut este Israel, se făresc într-o dumnezeiasca primire de fi. Măcar că se cuvenea să audă ei în alt loc, iarăși pe Dumnezeu grăin, Fii am născut și am înălțat, iar ei s-au lepădat de mine. Și măcar că putea Domnul să pădească vădească pe dânsii, că mulți din și din curvie s-au născut, că se împreunau afară de lege cu păgâni, cu, păgâni femei evreice și cu iudei păgâne, dar însă nu face aceasta că nu la aceasta se sârguia ca să le vădească neamul lor ce simplu al lor după trup, ci toată o a lui era ca să-i arate pe ei de neam simplu după Duh. Zisa lor Iisus, de ar fi fost Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați fi iubit pe mine, că eu de la Dumnezeu am ieșit și am venit, că n-am venit de la mine însumi, ceea ce acela m-a trimis. Pentru ce glasul meu nu-l cunoașteți? Că nu puteți să auziți cuvântul meu. După ce i-a scos pe dânci din rudenia cea către Avram, ei la cea mai mare s-au suit pe Dumnezeu, făcând tată al lor. Că după ce i-am fricoșat pe dânci că sunt ucigași, ei, ca și cum îndreptându-se, că pentru Dumnezeu fac izbândă și pentru aceasta să sfătuiesc asupra lui, unele ca acestea greiesc. De aceea, și Domnul arătând că nu pentru Dumnezeu fac ei bândă, nici că sunt fia lui Dumnezeu, precum ei socoteau, pentru însă și aceasta ce asupra, pentru însă și aceasta că cugetă asupra lui ucidere. Ce mai toți se împotrivesc lui Dumnezeu, zice că de ar fi fost Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați fi iubit pe mine. Că eu de la Dumnezeu am ieșit. În lume, adică după venirea cea cu trup, sau doar împotrivnic sunt eu lui Dumnezeu? De la acela am venit. Pentru aceasta aceluia sunteți vrăjmași pe mine luptându-mă. Pentru ce glasul meu nu-l cunoști? Nici pricepeți, nici învățăturile cele ce grăiesc. Arătat este cu adevărat că pentru nimic alt ceva, fără numai că nu puteți auzi cuvântul meu, adică nu voiți. Căci cuvântul acesta nu puteți este pus în loc de nu voiți că până când zavistie într-o voi petrece și voința poftitoare de ucidere, cum veți putea auzi cele ce grăiesc? Dumnezeului nostru slavă, totdeauna cum și pur și în vece vece